Domnilor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune. Discutăm despre bugetul Făgărașului, să vedem cum este el echilibrat, acoperă toate capitolele pe care primăria și le-a propus pentru anul 2014. Pentru a discuta despre ce priorități are primăria Făgăraș în acest an, în studio l-am invitat pe primarul Sorin Mânduc. Domnule primar, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce credeți în urma votării bugetului, în urma sumelor pe care le-ați văzut? În primul rând că proiectul care a fost votat de consilieri este proiectul pe care l-am inițiat noi, l-am gândit, am așezat sumele pe care ne putem baza pe anul 2014, le-am stabilit pe anumite capitole bugetare în speranța că vom putea trece anul 2014 cel puțin la fel de bine cum l-am trecut pe anul 2013, ca să asigurăm, în primul rând, cheltuielile de funcționare ale tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local Făgăraș și pentru a asigura bunul mers al orașului. Recunosc și de fiecare dată sunt mâhnit că nu reușim să avem, să putem prevedea sume mai mari pentru dezvoltare, pentru capitolul de dezvoltare, pentru investiții, dar pot să spun că este un buget sensibil egal cu cel al anului trecut. Haideți să vedem, ca să afle toți făgărășenii, care sunt prioritățile dumneavoastră, cum v-ați gândit să împărțiți sumele, pentru că țin minte că am discutat despre buget și mi-ați spus că este ușor mai mare ca în anul 2013. În primul rând, am vrut să mă asigur că tot ceea ce înseamnă instituțiile importante ale Făgărașului, toate aceste instituții își vor desfășura activitatea normal în ceea ce privește asigurarea salariilor și a cheltuielilor legate de funcționare, utilități și așa mai departe, salubritate, iluminat public. De cealaltă parte, am ținut ca în planul investițiilor să realizăm puțin câte puțin, la fel cum am început în anii trecuți. Nu renunț la acea politică de asfaltare din bordură în bordură, adică dacă am luat un cartier să-l ducem de la capăt la bun sfârșit, și am început cu câteva elemente de bază, aș spune eu. Faptul că în 2014-2020, în acest interval de 6 ani, vor fi scoase foarte multe finanțări europene nerambursabile, în primul rând am ținut să ne asigurăm studiile de fezabilitate și proiectele tehnice necesare pentru a putea depune astfel de proiecte europene în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii. Și eu am urmărit 2 piloni importanți: Cetatea Făgărașului și Ansamblul Arhitectural Cetate și Centrul Istoric al Făgărașului, care de fapt nu a fost tratat niciodată. Fiind vorba de sume colosale, nu se poate reabilita centrul istoric decât pe bani europeni. Și atunci aceste două componente, Cetatea Făgărașului și Centrul Istoric, care la un moment dat vor trebui să se contopească, pentru că cetatea însăși face parte din centrul istoric, să fie pregătite pentru o finanțare europeană nerambursabilă. Astfel că am prins la capitolul de studii de fezabilitate și proiecte tehnice elaborarea acestor documentații necesare depunerii unui proiect. Care, iată, costă și ele probabil... Sigur, sunt sume destul de importante. Dacă vom reuși să realizăm în prima parte a anului aceste două tipuri de studii, artera dintre cetate și catedrală, care este partea de legătură dintre centrul vechi și complexul arhitectural cetate, vreau să fie tratată cu prioritate. Dacă nu vom reuși pe banii europeni în primă instanță, vom rupe, să spunem așa, un segment din acest proiect și vom încerca să-l dezvoltăm pe forțe proprii, pe bugetul local. Este vorba de artera de lângă catedrală, care va deveni pietonală, așa spune planul urbanistic general. Tot în acest plan am gândit că va fi venit și vremea celor două monumente pe care vrem să le realizăm, monumentul eroilor de lângă catedrală și monumentul rezistenței anticomuniste, două
elemente arhitecturale care lipsesc în municipiul Făgăraș și de care, într-un fel sau altul, sunt legat din punct de vedere spiritual și ne-am propus să le realizăm și pe acestea. Ne oprim puțin la catedrală. Iată că ați alocat și acolo o sumă pentru continuarea lucrărilor, deși este un proiect uriaș și stagnează de ceva vreme. Cam în ce stadiu vă gândiți că ar ajunge cu suma pe care ați transferat-o acestui capitol? Ca să limpezim lucrurile, pentru că aș vrea să punem punctul pe ei, știu că au fost tot felul de discuții și sunt, ca în orice discuție, ca în orice subiect, sunt și oameni pro și oameni contra. Eu am spus în felul următor și a fost inițiativa mea și mulțumesc colegilor că au înțeles acest lucru, că trebuie să punem și noi umărul la finalizarea acestei lucrări. A fost ideea mea de a aloca 1 miliard de lei vechi pentru continuarea și, sper eu, finalizarea lucrărilor la catedrală. Este doar 5% din cât reprezintă suma necesară finalizării ei. Înțeleg că este necesară o sumă de 20 de miliarde pentru a finaliza unele lucrări la interior și la exterior, care să poată face posibilă sfințirea acestui lăcaș de cult în luna august. Din mai multe considerente am susținut acest lucru. 1. Pentru că guvernul a stabilit anul 2014 ca fiind anul brâncovenilor. În al doilea rând, pentru că Patriarhia Ortodoxă Română a statuat că anul 2014 este anul brâncovenilor. Se împlinesc 300 de ani de la martiriul brâncovenilor. Brâncoveanu a stăpânit Făgărașul, a deținut cetatea Făgărașului, a călcat pe străzile Făgărașului, dacă vreți, și catedrala aceasta poartă hramul, al doilea hram al Sfinților Brâncoveni. Și am spus atunci că, grație efortului pe care îl depune Părintele Ciocan, parohia, oamenii enoriașii, grație efortului pe care îl depune Mitropolia Ardealului, care înțeleg că a cerut mai multor biserici din Ardeal să se implice în realizarea, în finalizarea construcției catedralei, să punem și noi umărul. Și 5% din acești 20 de miliarde am spus că este firesc să îi punem, atâta vreme cât, cel puțin de la venirea mea în primărie, de când eram viceprimar din anul 2004, iată sunt 10 ani, nu s-a acordat, nu s-a alocat niciun leu catedralei din bugetul local al Făgărașului. Așa încât eu sper că vom face tot ceea ce ne stă în putere să ducem la bun sfârșit această lucrare, în condițiile în care nu numai spiritual cred că avem o datorie morală de a ne implica, cât și urbanistic, pentru că totuși este o lucrare, un șantier desfăcut, deschis în urmă cu exact 20 de ani în centrul Făgărașului, lângă drumul național 1, lângă cetate, în zona centrului istoric. Chiar în 1994 au început lucrările la fundație și iată sunt 20 de ani de când se lucrează și nu reușim să terminăm. Ei, sper cu ajutorul tuturor acestor factori să reușim să contribuim și noi la aducerea la bun sfârșit a acestei lucrări. Vreau să rămânem tot în zona cetății, fiindcă ați pomenit de cetate. S-au văzut investițiile în răstimpul lunilor din anul trecut și aici mă refer la refacerea trotuarului pe promenadă. Mai mult s-a făcut acel iluminat pe promenadă. Lumea întreabă partea cealaltă din spatele cetății, pentru că vreau să vorbim puțin și de acel spațiu care înconjoară lacul din spatele cetății, mă refer la traseul pietonal și după aceea să-mi spuneți ce s-a întâmplat acolo cu piața veche, ce va urma acolo. Sigur, pe ansamblu acest studiu de fezabilitate va gândi unitar întreaga zonă centrală a orașului, inclusiv cetatea. Noi, când am intervenit și am realizat parte din promenadă pe latura sudică și estică, am spus că intervenim acolo unde era rana cea mai adâncă, dar ne dăm seama că e bine și pas cu pas, dar nu avem nici forța necesară pentru a interveni pe toate fronturile, dar nici pas cu pas nu reușim să atingem toată această zonă pentru a o reabilita. Și atunci, prin acest SF și acest PT, practic vom încerca să depunem un proiect european care să obțină banii necesari pentru reabilitarea întregii zone. Și să suplinească. Practic ați înlocuit toate băncile și pe latura nordică există iluminat pe latura nordică. Da, practic am înconjurat cu practic un kilometru de în jurul lacului cetății și am reușit reabilitarea sistemului de iluminat. Mai trebuie realizate aleile, zona verde și mobilierul urban. În paralel, noi am bugetat suma necesară pentru reabilitarea
unui alt segment din cetate, după ce anul trecut a mai dat drumul la un inel de 12 încăperi. Este vorba de sala tronului din cetatea Făgărașului, poate cea mai impozantă sală din cele 85 cât are castelul și din cele 125 cât are întregul ansamblu. Și dacă vom reuși până în luna august să reabilităm sala tronului, am speranța că va crește numărul turiștilor pe de o parte, pe de altă parte majoritatea celor care organizează conferințe naționale sau internaționale își vor îndrepta atenția spre Făgăraș, pentru că vrem să realizăm o sală multifuncțională cu elemente tehnice ale secolului în care trăim, dar cu elemente istorice care să amintească de celebra sală a tronului din perioada în care principii Ardealului stăpâneau cetatea Făgăraș. Localizați-o, vă rog. Unde este? Este vorba de o încăpere aflată la etajul al doilea, peste actualul muzeu, care este la etajul întâi și care face legătura cu turnul roșu, dacă pentru cetățenii care privesc cetatea, este acel turnuleț foarte mic și foarte înalt, cel mai înalt turn din cetatea Făgărașului. Este o zonă absolut splendidă și sper ca să reușim să o redăm publicului și mai cu seamă nu numai să o redăm publicului pentru a o vedea, și pentru a scoate bani din aceste încăperi extraordinare. Mai avem niște lucruri în plan ca să scoatem de la etajul al doilea al cetății toate întregul depozit de piese. Avem 17.000 de piese care într-un fel, eu le spun așa în ghilimele, că zac prăfuite sau nu în depozit. Acel depozit trebuie să existe, dar părerea noastră este că nu în cetate. Vom muta acel depozit și vom expune aceste piese rând pe rând și vom da spațiilor aura necesară pentru a putea fi deschise publicului larg. Iată, foarte mult de lucru pentru muzeografii. Mai rămânem puțin în cetate, domnule primar. Ce aveți de gând să faceți cu acel spațiu? Fost hotel, fost restaurant, fost bar, mai este și acel loc ce odată funcționa ca o terasă, era minunat. Sigur. Pe vremuri. Sunt, vă spuneam, 125 de spații care, din păcate, în ultimul sfert de veac au fost lăsate uitării și am spus că ceea ce putem face pe banii bugetului local realizăm anii aceștia, ceea ce nu putem, vom încerca un proiect european pentru reabilitarea spațiilor și darea în folosință a lor, stabilirea destinațiilor fiecărei încăperi și de asemenea mai este o variantă care este de luat în seamă, un parteneriat public-privat, sper eu să identificăm un asemenea partener capabil să preia atât partea de investiții, să vină cu sumele necesare investiției, sigur să exploateze respectivul imobil o anumită perioadă de timp, dar sigur să rămână spațiile municipiului pentru totdeauna. Există și această variantă și eu văd ca fiind posibilă în partea hotelieră acest tip de parteneriat public-privat. Până una alta, turnul poartă și zidul sudic sunt reabilitate cu sprijinul Consiliului Județean. După stabilirea destinațiilor, eu cel puțin îmi doresc ca să mutăm casa căsătoriilor în turnul poartă și sper ca și lucrurile acestea să se întâmple cât mai curând. Un lucru e cert, reabilitările, restaurările, așa cum spuneați și dumneavoastră, continuă. Acum, dacă tot sunteți aici, n-aș vrea să vorbim numai despre buget, vreau să vorbesc și despre aceste obiective de o importanță majoră pentru Făgăraș. Dacă ieșim din cetate, ne întâmpină clădirea părăginită pe care tocmai ați preluat-o sau sunteți în curs de preluare. Vorbim iarăși de un monument istoric emblematic pentru Făgăraș, fosta baie comunală. Da, toți făgărășenii o cunosc sub această titulatură de baia comunală. Vestea bună este că am reușit în cursul anului trecut să ajungem la o înțelegere și am negociat scurtarea perioadei, să spunem așa, concesionării. Această clădire a fost concesionată în urmă cu ceva ani Școlii Sociologice de la București. Am reușit ca municipiul Făgăraș să reintre în posesia ei, atât în proprietate cât și în posesia acestei clădiri. În acest moment avem depus printr-o firmă de consultanță un grant norvegian și încercăm reabilitarea
fostei băi comunale cu banii europeni, în paralel cu stabilirea unei destinații, eu m-am gândit la un muzeu etnografic sau un centru cultural de etnografie capabil să adăpostească tot ceea ce înseamnă etnografie din Țara Făgărașului, având pilonul central Ceata de Feciori din Țara Făgărașului. Pentru că, știți bine, Ceata de Feciori, ca și Colind Bărbătesc, a intrat în patrimoniul UNESCO de curând. Acest lucru ne avantajează și ne poate determina să obținem punctaje în plus la obținerea banilor europeni și vreau ca Ceata de Feciori, care, pentru care am depus un alt proiect european pentru Festivalul Cetelor de Feciori de la sfârșitul acestui an, un proiect de până la 200.000 de euro, eu sper să-l câștig. Zilele trecute am primit telefonul de la o primărie din Norvegia cu care vom fi parteneri. În paralel cu acest proiect al dezvoltării Festivalului Cetelor de Feciori, să reabilităm această clădire, fosta baie comunală, să-i dăm o destinație culturală și să avem un fel de casă a cetelor, am spus un punct de plecare, să înțeleagă oamenii, al tuturor, turiștii, mai bine sigur, zis. Turistul când vine în Făgăraș să aibă posibilitatea să intre în această încăpere și să vadă costumul tradițional din Breaza, diferența față de costumul tradițional din Voivodeni sau din Ucea sau din Cârțișoara sau din altă zonă a țării Făgărașului și de asemenea să vadă pe viu obiceiurile care se desfășoară în Țara Făgărașului pe parcursul ieri. Eu cred că acest proiect ar putea să prindă contur și, sigur, în cealaltă perioadă a anului să se desfășoare în acea încăpere alte manifestări culturale. Și dacă vorbim de exteriorul clădirii, sunt convinsă că acest proiect va respecta într-un totul ceea ce înseamnă însemnele și cum a arătat clădirea inițial, pentru că este o clădire de patrimoniu. Categoric, și alături de Cetatea Făgărașului, de Lacul Cetății și de alte câteva clădiri, Baia Comunală, ca și clădire, este monument de arhitectură în lista națională a monumentelor istorice și va păstrează trebui emblemele, să respecte toate încadramentele vremii. Păstrează emblemele, cum spuneam. Domnule primar, haideți puțin să ne îndreptăm și spre ceea ce spuneam eu înainte, locul pe care dumneavoastră doriți să-l amenajați ca un soi de parcare uriașă pentru autocarele cu turiști ce vor poposi la cetate sau, mă rog, ce ați avea de gând să faceți în acea zonă. Un lucru e cert, de acolo au dispărut multe construcții. Minunat era și ideea cu autogara, depinde da, în funcție firesc, de... Era firesc că acele construcții nu puteau să rivalizeze cu cetatea, în primul rând că în comparație cu cel mai important monument istoric al secolelor 14-15 din Transilvania, care este cetatea, nu puteam să păstrăm în paralel niște barăci. Și atunci s-a ajuns la final de contract, am păsuit comercianții până la finalul contractului, ultimii comercianți vor ieși de acolo în luna aprilie acestui an, acele amenajări vor dispărea și am gândit ca să refacem sau să realizăm o autogară în acel spațiu, în locul vechiului cap de linie, dacă făgărășenii își amintesc, era capul de linie al IGOF-ului pe vremuri, al transportului local. Acolo vrem să realizăm o autogară în așa fel încât să se știe toate firmele care tranzitează Făgărașul să aibă ca punct de oprire în municipiul Făgăraș un singur spațiu, acela de lângă cetate, din două considerente. Unu, pentru a exista o logică, o ordine. În al doilea rând, pentru a toți făgărășenii să știe de unde iau autobuzul când pleacă spre Brașov, spre Sibiu sau spre state din Europa, pentru că avem și transport internațional de persoane. Și pe de altă parte să facem ca turistul care tranzitează Făgărașul, da, dacă merge în Europa, să aibă un punct de oprire și să rămână cu o impresie
plăcută, vizualizând pentru câteva minute cetatea Făgărașului. Deci sper că acest lucru se va realiza în cursul anului. Făgărașenii s-au trezit fără autogară, așa cum spuneați. Subiectul de mai mulți ani a fost controversat, dar oamenii cu adevărat sunt bulversați, așa cum spuneați și dumneavoastră. Dacă e să ne întoarcem în centrul istoric, iar așa a fost la un moment dat un subiect controversat în anumite zone ale presei, dacă le pot numi așa, privind reamenajarea întregului centru istoric. Aici se punea problema, oare, vă întreb pe dumneavoastră, a desființării acelui mic părculeț central. Știți cum e? Eu vreau să dăm cezarului ce al cezarului. În momentul în care vom comanda studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru restaurarea centrului istoric, arhitecții își vor spune cuvântul. Pe de altă parte, este firesc ca arhitecții să țină seama de ce a însemnat în epocă centrul istoric, pentru că Făgărașul, chiar dacă un oraș mic, este asemănător Sibiului și Brașovului. Burgul istoric de odinioară trebuie să fie prezent prin elementele sale arhitecturale și în zilele noastre. Această linie o vor urmări arhitecții și există probabilitatea ca zona centrală a orașului să ia forma unei piațete vechi, unei pieți... Ca în pozele vechi, acelea de colecție, vă referiți? Ca în pozele din secolul XIX, din secolul XVIII, unde se știe că era o piață centrală și, sigur, niște alei, unde tot spațiul era la dispoziția pietonilor, a cetățenilor, nu a mașinilor și nu pentru alte tipuri de... pentru alte destinații. Eu cred că de acest lucru vor ține seama arhitecții și încă de pe acum am tot ezitat să transmit acest mesaj, dar pentru că m-ați întrebat de centrul vechi, încă de acum îi pun în gardă pe proprietarii clădirilor din centrul vechi al Făgărașului să se asigure că vor face toate eforturile pentru reabilitarea fațadelor clădirilor din centrul vechi. La ce vă referiți? Pe compropriu? Mă refer la faptul că legislația impune ca, mai ales în astfel de centre istorice, dar de regulă, proprietarul să își îngrijească fațada. Este și cazul centrului vechi. Nu putem să facem eforturi de reabilitare cu bani europeni în ceea ce privește domeniul public, fără ca proprietarii privați să nu facă eforturi pentru reabilitarea propriilor fațade, ale propriilor clădiri. Așa încât eu îi pun în gardă că ar trebui să se gândească la formula necesară reabilitării fațadelor. În caz contrar, ne vedem puși în situația de a căuta o formulă juridică ce să facă posibilă intervenția publică asupra clădirilor private, urmând ca ulterior să le transmitem factura proprietarilor. Pentru că este inacceptabil ca într-un centru vechi să-ți permiți să ai o construcție, dar să nu-ți permiți să îi faci să-i reabilitezi fațada de poate de 50, 60, 70 de ani încoace. Știu că mulți ne vor arăta cu degetul, pentru că și primăria are construcții în centrul orașului. Nu mai sunt multe, dar într-adevăr le are. Noi o să ne îndreptăm atenția spre aceste construcții. Pe de altă parte, vreau să-i felicit pe cei care au reabilitat deja. Și știți că pe latura pieței Republicii, în zona Garofița, Horado, cum să spun, în zona aceea, sunt câteva clădiri care au fost reabilitate și trebuie să felicit proprietarii pentru că le-au reabilitat cu bun gust și au păstrat încadramentele arhitecturale ale vremii. Dar pe cealaltă latură avem multe probleme și una din clădirile problemă o reprezintă chiar clădirea unde și primăria are coproprietate, să spunem așa, clădirea în care la parter este o bancă și deasupra sunt locuințe închiriate de municipalitate unor cetățeni privați. Ei, acum, dacă primăria este proprietară,
va trebui să cofinanțeze acele lucrări. Dar trebuie să vină și oamenii cu... Dacă sunt proprietari, pentru că unii cetățeni au cumpărat deja și sunt cote în devălmășie acolo, atunci acei proprietari vor trebui să pună sumele necesare. Pentru că acolo este și un risc de prăbușire la zona de la, dinspre acoperiș, și am cerut arhitectului șef să se implice pentru ca în regim de urgență să tratăm clădirea din Republicii 24. Înainte de a discuta despre alte proiecte, pe care unul foarte important, pe care vreau să lăsăm puțin mai pe final, pentru că e complex, și mă refer aici la Spitalul Municipal, la începutul emisiunii îmi spuneați că ați finalizat lucrări de infrastructură rutieră în cartiere, și aici mă refer la drumuri și la alei. Cam ce mai aveți de gând să efectuați din acest punct de vedere în 2014? Sunt trei componente. Una o reprezintă refacerea zonelor care au fost săpate în urma lucrărilor de reabilitare a conductelor de apă canal. Acelea vor fi reabilitate exact pe suprafețele care au fost stricate. O a doua o reprezintă celebrele tratamente cu mixtură asfaltică, popular vorbind celebrele plombe asfaltice, unde va trebui să intervenim pe toată suprafața orașului, acolo unde situația o impune. Iar cel de-al treilea segment reprezintă politica noastră de reabilitare completă. Și după modelul Tudor Vladimirescu, 13 decembrie, gară Titu Perțea, vrem să continuăm anul acesta și anul viitor cu alte cartiere. În ceea ce mă privește pe termen scurt, vă pot spune cu siguranță că vom interveni în parțial cartierul Câmpului Nou și cartierul Negoiu. Acestea vor fi în primă fază cartierele în care vom intra. De cealaltă parte, mai avem un litigiu cu o firmă pe zona 1 decembrie 1918 și încă un litigiu care sper să se finalizeze pentru zona Negoiu. De curând am câștigat procesul cu firma care ne-a contestat licitația în zona Câmpului, astfel că imediat după ce va permite timpul, vom începe lucrările de reabilitare în această zonă. Haideți să vorbim despre spital. Cu toții știm că de-a lungul timpului costurile utilităților la spital, având în vedere dispersia în clădirile din acel spațiu generos care înseamnă curtea mare a Spitalului Municipal Aurel Tulbure din Făgăraș, a creat probleme. Odată cu intrarea unității sanitare sub tutela administrației publice locale, și de fapt acest gând de comasare în vederea economiei de bani la buget în ceea ce privește energia, utilitățile, căldura și așa mai departe, o aveți mai de mult. Voci, domnule primar, pro și contra comasării de-a lungul timpului, știți foarte bine situația. Eu mi-aș fi dorit să nu comasăm, dar, pentru că n-am fi cheltuit atâtea sume pentru a realiza aceste comasări, dar și din punct de vedere sanitar, și din punct de vedere al funcționalității, și din punctul de vedere al economiilor, toate calculele duc spre ideea că aceste spații trebuie comasate. Clădirile școlilor, clădirile liceelor, clădirile grădinițelor, clădirea spitalului sunt cele mai mari poveri ale unei localități, dar sunt și cele mai mari necesități. Dacă stăm bine să ne gândim, fără școală și fără sănătate nu putem merge mai departe. Așa încât ne-am îndreptat atenția spre toate aceste lucruri, atâta cât ne-am permis în fiecare an. Aș fi vrut să bugetăm mai mult, dar faptul că pe ultima sută de metri o ordonanță de guvern ne-a obligat să prevedem 25%, adică un sfert din sumele necesare plății salariilor, asistenților, persoanelor cu handicap neurolocomotor sau plății indemnizațiilor acestor persoane cu handicap, ne-au smuls din bugetul local o sumă care până acum venea direct de la guvern, mă refer la o sumă de 8,5 miliarde de lei vechi. Aveți de plătit din urmă? Nu avem de plătit din urmă. Sunteți la zi, doar că este o cheltuială în plus. Este o cheltuială în plus, pentru că prin această ordonanță de guvern suntem obligați să punem și noi umărul la aceste sume și 75% vin de la guvern, 25% vin de la bugetul local. Până acum era pe vorbe, de acum este prin lege.
Așa încât a trebuit obligatoriu să prevedem această sumă. Acești 8,5 miliarde eu aș fi vrut să se ducă în școli și la spital. Din nefericire a trebuit să îi direcționăm către plata asistenților persoanelor cu handicap. Din nefericire ca lege, dacă mă refer, din pentru că din punct de vedere... Bine, sigur, dânsii oricum își primeau aceste sume târâși grăpiși, banii veneau de la guvern. Acum, din nefericire, contribuim și noi pentru a umple acest gol, dar sigur, din fericire pentru persoanele cu handicap, dacă se poate spune asta, pentru că totuși vor beneficia de o sumă atât de necesară condițiilor grele pe care le au. Revenind la spital, voci pro și contra, cum spuneam, și din partea anumitor medici de la spital, care nu văd rațiunea mutării unor secții precum cea de nașteri, maternitatea și cea de pediatrie sub același acoperiș cu celelalte secții, spre exemplu. Păi, unu, haide să vă întreb un lucru celor care se împotrivesc. Să-i întreb așa. Dumnealor, când pleacă de acasă, sting lumina sau o las aprinsă? La fel este și în privința comasărilor. Există secții, există aripi în clădirea principală a spitalului din Făgăraș, care este de 4 etaje, care funcționează doar 8 ore. Mă refer la serviciul administrativ, la farmacie, la laborator, la alte spații care nu funcționează, dializa pe care o mutăm de asemenea în altă încăpere. Adică laboratorul, administrativul și farmacia sunt spații care lucrează 8 ore. De aceea managerii au gândit, și nu numai managerii actuali, și vechea conducere în proiectul de management au susținut același lucru, că trebuie să intre în blocul principal de clădire de 4 etaje toate secțiile cu foc continuu, adică pediatria, maternitatea, internele, chirurgia, UPU, toate care, pentru care este necesar, să spun așa, căldura, lumina, toate utilitățile, 24 de ore din 24. Direcțiunea, administrativul, farmacia, laboratorul care își desfășoară activitatea mai puțin timp, pot să funcționeze pentru 8 ore și în alte încăperi și să nu țină ocupate. Apropo, în ce încăperi le vedeți mutate, dacă v-ați referit la administrativ? Da, nu le văd eu, și aici sunt specialiști care își spun cuvântul. Să înțeleg că vor fi și ele mutate, pentru că... Vor fi mutate. Proiectul de comasare și reabilitare este întotdeauna avizat de Direcția de Sănătate Publică, pentru că nimeni nu poate să facă lucrurile așa cum își dorește, fără să țină seama de niște standarde. Pediatria și maternitatea se intenționează a fi mutate în corpul principal de clădire și v-am spus să scoatem celelalte trei segmente care nu lucrează foc continuu. În plus, am reabilitat anul trecut clădirea unde au funcționat pe vremuri distroficii. Acolo am reabilitat-o integral și impecabil din punctul meu de vedere și înțeleg și al Direcției de Sănătate Publică, astfel încât face posibil mutarea secției de dializă și desfășurarea activității la standarde europene, nu cum se întâmpla până acum. În așa fel încât să nu ne mai pierdem pacienții și țara Făgărașului, care oamenii, pacienții din țara Făgărașului care sunt beneficiarii dializei, să poată să fie tratați la Făgăraș și să nu mai ia drumul Brașovului sau Sibiului. Când estimați că încep lucrările? Când încep primele modificări, în opinia dumneavoastră? Păi, odată votat bugetul, conducerea nu are altceva de făcut decât să realizeze procedurile de achiziție, să înceapă lucrările. În primă fază banii nu ne vor ajunge, pentru că vă spuneam, am recuperat niște bani pentru plata persoanelor cu handicap. Am alocat spitalului 8 miliarde de lei vechi pentru comasare și 9 miliarde de lei vechi pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, respectiv căldură. Numai în anul trecut spitalul a consumat căldură peste 10 miliarde de lei vechi. Așa încât eu cred că din martie se vor începe lucrările și în primă fază vor fi realizate lucrările pentru amenajarea viitoarei secții de pediatrie, urmând ca, dacă banii nu ajung, secția de obstetrică ginecologie să fie
tratată, să spunem așa, pe final de an sau la începutul anului viitor, iar comasarea se va face concomitent. Cele două secții vor fi comasate concomitent. Una cu alta, știu că de-a lungul timpului ați alocat bani pentru investiții la școlile din oraș. Iată că în acest an aveți prevăzut un capitol pentru unitățile de învățământ preșcolar. La ședința de consiliu local spuneați că o grădiniță din oraș este mai vitregită din acest punct de vedere. Despre ce este vorba? Un principiu statuat încă din vremea în care Comisia Economică era condusă de regretatul profesor Duță, la fel am procedat și noi în continuare, am alocat o sumă pe care am împărțit-o pe cap de elev, adică în funcție de numărul elevilor dintr-o școală sau grădiniță, am alocat suma necesară desfășurării activității de acolo. Este adevărat că anul acesta este o sumă ceva mai mică, dar a prevăzut niște sume mai mari pentru zonele cu riscuri, să spunem așa, și dacă anul trecut am vrut să tratăm integral și impecabil din punctul meu de vedere sala de sport de la școala 1, sala de sport de la Brâncoveanu, anul acesta și tot anul trecut am lucrat mult la Colegiul Radu Negru, la școala 1, la terenul de la școala 1, la terenul de basket, la curtea școlii 1. Anul acesta ne-am îndreptat atenția spre grădinița Mateiaș Brâncoveanu, unde avem niște probleme legate de centrala termică și trebuie reabilitată, și grădinița din cartierul Tudor Vladimirescu, unde nu s-a intervenit niciodată de când a fost construită ea, mai precis din anii 80. Acolo trebuie să intervenim de urgență, având în vedere că este vitregită, cum spuneți dumneavoastră. Tot așa, anul trecut am avut în vedere grădinița din 13 decembrie, grădinița din 1 decembrie și grădinița Albinuța din strada Câmpului. Odată puse la punct acelea, ne îndreptăm atenția spre altele. Și nu am uitat ceea ce eu am cerut conducerii colegiului doamna Stanca în urmă cu un an. Va trebui să ne îndreptăm atenția obligatoriu spre curtea Colegiului Național doamna Stanca, cea care arată, din păcate, ciuruită. Voiam să spun la fel cum arăta când eram eu în clasa 1 în anii 80. Nu, tot așa a rămas. Nu pentru că arăta mai bine. Arăta atunci mai bine, s-a deteriorat. Da. De atunci da. Nu a mai fost făcută nicio intervenție. De când a fost construită sala de sport de acolo, nu s-a mai făcut nicio intervenție la acel perimetru și eu cred că acei copii merită mai mult. În acest moment arată poate cel mai prost și va trebui să ne îndreptăm atenția spre reabilitarea curții de acolo. Pe final de emisiune, dar nu în ultimul rând, pot să spun că făgărășenii au aflat că în ample lucrări de renovare se află Casa Municipală de Cultură. Iată, acolo încă de anul trecut ați alocat fonduri, s-a deschis șantierul. Aveți bani să le continuați? Le vom continua. Am început anul trecut cu ideea de a schimba doar scaunele, de a schimba mobilierul, pentru că această sală este construită din 1963. De atunci nu s-a mai făcut vreo intervenție majoră la această structură. La un moment dat a fost și o discuție în Consiliul Local, domnul Bardașuc spune, hai să facem un efort să înlocuim scaunele. Și am spus, da, este vital să intervenim acolo. Și când am început să dăm vechile scaune jos și să încercăm să lucrăm acolo, ne-am dat seama că trebuie reabilitată integral, parchetul trebuia șlefuit și repaluxat și pereții de asemenea, s-a intervenit și la pereți și la lambriu și la pânze și la scenă și la toalete, la băi, la grupul social, în așa fel încât în cele din urmă am decis să intervenim în totalitate. De aceea este și închisă sala Casei de Cultură și va rămâne închisă până când o vom reabilita integral. Eu sper ca până în vară să apropiem reabilitarea acestei clădiri, pentru că după 50 de ani de la construcție, cred că
merită să intervenim în cel mai important, în cea mai importantă sală în care se desfășoară acte de cultură. Să rămânem pe final la câteva cuvinte despre manifestările culturale ale lui 2014. Ce s-au supărat unii colegi consilieri pe mine, pentru că tot bugetul a fost creionat de mine și de colegul viceprimar și de colegii din primărie. Vă spuneam că în ultima săptămână, din ceea ce ne doream să facem, a trebuit să tăiem 27 de miliarde, pentru că ne doream să realizăm mai multe lucruri și ne trebuiau mai mulți bani și atunci a trebuit să reducem 27 de miliarde de lei vechi, bani pe care am fi vrut să-i ducem în dezvoltare. O sumă foarte mare anul acesta va trebui să punem pentru cofinanțarea sistemului de apă canal, așa încât și acolo punem 11 miliarde. Sigur, eu mulțumesc și Consiliului Județean, fără de care nu cred că reușeam să ne descurcăm, pentru că am primit o sumă de 29 de miliarde, care a făcut posibil un echilibru în acest mod în care eu vă spun. Dar zilele Făgărașului se pot desfășura și cu artiști autohtoni. Categoric. S-a mai întâmplat și în alți ani, spuneam că sunt supărați unii colegi consilieri pentru că am tăiat de la capitolul cultură aproape toate manifestările culturale din 2014. Totuși am ținut să marcăm două foarte bine. Restul, chiar dacă se vor desfășura, vor fi ceva mai modeste, cu sume mai mici. Vom păstra și zilele Octavian Paller, dar mult reduse ca forță, și Ceapa de Aur, dar mult redusă ca forță. În schimb, aș vrea ca Făgărașul să se facă auzit prin două mari manifestări. Una, zilele cetății Făgărașului din luna august, care tradiționale deja au devenit tradiționale și sunt un fel de brand în România, pentru că imediat după data de 8 ianuarie au început să curgă faxurile și solicitările de prezență la festival și din partea comercianților și din partea artiștilor. Și pe de altă parte, Festivalul Cetelor de Feciori din țara Făgărașului, care se va desfășura în decembrie, sper eu, pe bani europeni. Dar deocamdată am prins o finanțare în situația în care nu vom reuși să prindem fondurile europene. Și în plus vom avea o manifestare aparte legată de sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni, știut fiind faptul că Făgărașul îi are ca protector spiritual pe Sfinții Martiri Brâncoveni, lucru statuat de Patriarhia Română, și că mai multe instituții din orașul nostru poartă numele Brâncoveanu, atât Unitatea Militară și singura școală de aplicație pentru infanterie din România, cât și Liceul Teologic, cât și Biserica ctitorită de Brâncoveanu. Și să vă mai spun un lucru la care m-am gândit și pe care îl supun, iată, dezbaterii publice din acest moment. Strada Tudor Vladimirescu, pe care este amplasată biserica ctitorită de Constantin Brâncoveanu, aș vrea să se numească Constantin Brâncoveanu, și din acest moment supun dezbaterii publice cetățenilor de pe această stradă acest subiect, și din două considerente. Unu, pentru că numele lui Brâncoveanu este foarte important pentru Făgăraș și pașii lui Brâncoveanu au fost purtați pe această stradă. Pe această stradă se află titoria sa. Această stradă s-a mai numit Constantin Brâncoveanu în vechime. Iar pe de altă parte există o ușoară confuzie. În acest moment există strada Tudor Vladimirescu și cartierul Tudor Vladimirescu, și este o problemă și din punct de vedere urbanistic și turistic, dacă vreți. Și atunci cred că din acest punct de vedere este binevenită această inițiativă. Sper să și fie susținută de cetățeni și de colegii consilieri când voi propune această inițiativă pe masa Consiliului. Și chiar că ultima întrebare, face față primăria cu bugetul și pentru creditele pe care le are accesate? Absolut tot ceea ce am previzionat pe anul 2014 acoperă necesarul. Inclusiv pentru cofinanțări. Inclusiv pentru creditul pe care l-a luat primăria în urmă cu ceva vreme și
explicit pentru cofinanțări, acolo unde am primit și sprijinul Consiliului Județean, chiar săptămâna trecută m-am auzit cu domnul președinte, și vom primi un sprijin pentru că se poate realiza un credit, și Consiliul Județean vrea să facă lucrul acesta, un credit pentru cofinanțări pe proiecte europene, credit care nu este supus acelorași reguli pentru a fi în gradul de îndatorare aprobat de Ministerul Finanțelor. Ca restituire a împrumutului. Așadar, domnule primar, putem să intitulăm tema acestei discuții buget echilibrat sau nu? Un buget echilibrat, realizat cu mult simț de răspundere, zgârcit pe alocuri, dar care eu cred că acoperă strictul necesar pentru funcționarea Făgărașului și pentru dezvoltarea sa punctuală pe anumite componente, în paralel cu proiectele europene de la care nu vom face rabat, și anul acesta avem Baia Comunală, Festivalul Cetelor de Feciori, intervenția pentru reabilitarea rețelelor de apă canal și proiectul de management integrat al deșeurilor, care va face posibilă amplasarea la Făgăraș a unei stații de transfer și selectare a deșeurilor pentru toată țara Făgărașului. În paralel cu acestea, mergem înainte și cu speranța că vom câștiga și mai multe proiecte europene care să degreveze bugetul local în ceea ce privește dezvoltarea. Pe acel proiect o să avem o emisiune specială, pentru că este un proiect de maximă importanță. Nu de alta, dar există o groază de zone în Făgăraș unde oamenii aruncă necontrolat, iar gunoaiele nu sunt ridicate. Mulțumesc pentru prezența în studio. Vă aștept și cu altă ocazie. Permiteți-mi să nu spun ceea ce gândesc în privința aruncării deșeurilor pe toate albiile de râuri și prin toate spațiile neconforme. Pe de altă parte, și primăriile de la sate au fost puse în fața faptului împlinit. România s-a obligat să închidă rampele vechi până la data de, acea dată de a trecut. România trebuia să construiască noi rampe ecologice sau incineratoare. Lucrul acesta nu s-a întâmplat în multe localități din țară și acești oameni sunt supuși unor riscuri, la fel ca și noi. Dar și în Făgăraș, domnule primar, pe la colțuri, zac, pungi și saci cu gunoi. Se pare că unii făgărășeni așteaptă lăsarea întunericului, vin în locuri mai puțin circulate, chiar în colțuri de clădiri, chiar lângă scări, chiar pe alei, chiar... Din păcate, și măcar Făgărașul are un operator de salubritate extrem de bine pus la punct. Avem recipiente cât numărul de case și locuințe. Dacă făgărășenii ar fi, noi făgărășenii am fi civilizați 100% din cât suntem, ar fi foarte bine. Dar știți cum este, că dacă 10 inși sunt necivilizați dintr-o mie, sunt capabili să facă dezordine. Dar avertizez și pe această cale că am instalat 25 de camere care monitorizează diverse zone ale Făgărașului în anul 2013 și că am mai găsit o sumă care să ne facă, să ne dea posibilitatea să mai achiziționăm anul acesta 25 de camere, și principalele ținte vor fi aceste puncte despre care dumneavoastră vorbeați, pentru că până acum ne-am îndreptat atenția să securizăm curțile școlilor, porțile școlilor și liceelor, trecerile de pietoni, sensuri legiratorii, intersecțiile, dar anul acesta vom securiza aceste puncte vulnerabile în care cetățenii, unii dintre ei, sigur, mai certați cumva colegia. Mai atrageți fondul la buget din amenzi? Au făcut un obicei din a arunca deșeuri în alte zone și de a plasa câini de asemenea în alte zone ale orașului. Și acela e un subiect. Chiar aș vrea să ne vedem cu ocazia unor emisiuni, să discutăm și despre câini, să discutăm și despre gunoaie. Și aici sunt oameni pro și contra, dar cine poate să mulțumească pe toată lumea? Eu îmi doresc să nu mai fie copii mușcați de câini pe stradă. Și îmi doresc să găsiți un serviciu specializat la Făgăraș, doar ați scos la licitație activitatea. Cred că mai stau încă 2 ore la discuția, atâtea subiecte ar fi. Mulțumesc. Și eu mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aici se încheie emisiunea Media Obiectiv și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!